voce asta. Da, mă uitam la tine când te-ai atât de lejer, atât de natural. Și cele trei micuțe lansatoare. Poble, picioare. Să știi că am încercat și eu 2-3 pași de coregrafie, dar nu mi-a ieșit. Lasă coregrafia. Vocea ai încercat-o? Păi n-am mai. Deja okay. Pielea mea s-a făcut așa, nu știu cum să-ți spun. Și nu e frig în platou. Te simți bine pe scenă, da? Da. Ești foarte curioasă bine. Să vezi ce o să zică Iana? Da. Scumpa mea, poți să mă ridici și eu în picioare? Bravo! Mulțumesc! Dacă tu cânti așa la 10 anișori, nu știu cum o să cânti când o să ai vreo 15-20, Dumnezeule, ești o mare artistă. Mulțumesc! Ești o mare artistă, ți-ai ales o piesă foarte grea, pe care ai cântat-o extraordinar de bine și ai dus-o foarte bine până la capăt. Dar ce susținere ai, ce respirație! Incredibil! Bravo! Bravo, mulțumesc. Bravo, bravo, bravo! Mulțumesc! Abia așteptăm să vedem ce ne-ai pregătit și la următoarele probe, Adelina. Oare o Tina Turner în devenire? Excelent, puștoică! Mi-a plăcut tare! Am fost o Tina mică și am impresionat pe toată lumea. Mă duc să mă pregătesc pentru proba a doua.